Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni faini și bine ați venit la un nou episod de IFC 24 Pack Opening, premiile de la FUT Champions plus alte SBC-uri pe contul RTG, unde sper să împici ceva interesant pentru că echipa este jalones. Dacă vă place seria, nu uitați să lăsați butonul like, e foarte important să vă abonați. Și legendar de important, dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, joc ieftin pe G2A și bineînțeles, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Din păcate am făcut doar 11 pe contul ăsta, mai exact 11 cu 7 parcă, din Enia, deși aici am început mai bine decât pe contul principal unde am avut 5 cu 5. Aici am avut 7 cu 3 din primele 10 meciuri. După care s-a făcut rocada și să vezi, am făcut 9 cu 1 pe principal și aici... Asta este data viitoare. Bun, hai să mergem la creațiune să vedem donez meciurile și ce premii primim. Bun, rang cu 5 și am schimbat și numele la club. Este Bishtarinios. Și tagul ăla este Boss. Clasic românesc, să fie bine, să nu fie rău. Și hai să vedem ce primim din aceste premii minunate de la FUT Champions. Cum am zis, ar fi foarte important să pici aici niște jucători, un Varan, ceva pe acolo, că e 15.000, de exemplu, Varan. Hai mă, nene, mă, poate un car special. Ok, începem cu un Hernandez, că oricum nu contează. Și hai să vedem premiile de la Weekend League. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit din premiile de la Weekend League. Ok, nene, Osimhen, deja am luat mai bine decât pe contul principal, ce să vezi. Sincer, ăsta ar fi și jucabil, numai nu știu dacă pot să-i fac chemistry. Nu cred că am jucători pe Italia aici. Dar vedem ce mai pică, cine știe. Linia de 84, ca de obicei. Parcă începe să se asemene un pic pattern-ul cu contul principal, ceea ce nu e chiar bine. Teoretic ar trebui să dea și aici 84 ca să fie ca pe contul principal. Bine, pe contul principal a fost 87 în loc de 88. Deci o pușca și curau alat. Bine! Ok, pattern aproape identic cu contul principal. Ce să zic, ne-au detectat ei Sports și au zis, stai că te rezolvăm verișorul. Ți-ai făcut alt cont? Da. Stai că te rezolvăm, neni. Ia de aici, că n-ai servici, mi-am rezolvat. Perfect. Am scăpat și de treaba asta, măcar și încă și contul ăsta este mort. S-a rezolvat rapid treaba. No, bun, hai să vedem care erau premiile, că nu mai știu. Deci trebuie să fie un pachet din ăla 85x3 parcă. Nu așa erau. A, da, 85x2, ok. Trebuie să mai avem pachet de 100.000 și Ultimate Pack-ul. Sau era Rare Players Pack? Cred că era Rare Players Pack, nu mai știu sigur. Son Goku. Ok, am prins Son Goku și pe contul principal. Ce să vezi, mă, nenea? Și filmez fix în aceeași zi, ca să înțelegeți. Duminică am filmat ambele episoade. Premiile de la Weekend League. Deci cred că o fi un... Nici nu știu ce să zic, un roster din ăsta, adică carduri pe care le dă într-o anumită zi sau ceva în genul. Son Goku o să intre titular la echipa asta. Chiar aveam nevoie de genul ăsta de jucător cu fines, că l-am și pe Salah aici. Deci super bine venirea Son Goku, nu știu dacă... Uliu! A ajuns să fie 20.000. Nici o problemă, îl băgăm oricum titular. Deci măcar am prins ceva. Și aveți și spații pe market. Suntem șefi aici. Cine-a Camavinga și cam atât. Dar deja o dat mai bine decât pe contul principal. Acolo nu intră Son Goku titular. Bun, și ia să luăm Ultimate Pack. Deci, din Ultimate Pack, contul principal, am prins jucători de 84 rating. Avem cumva și R9-ul. Oho, R9 din Preview Pack. Olandezia, centerback, Van Dijk. Era frumos. Chiar era frumos. Da, nici e data asta. Poate data viitoare, cine știe. Vine Patrick Kluivert acolo. De fapt, a fost legenda Barcelonei, parcă. Sau actuală legendă, în fine. Leanii de foc. Ultimate Pack. Pe antenă că tot 84 de așa aici. Niemți. Cam. Cred că e 84, nu? Bă, cât de proste pot fi. Ok, 85. Dar totuși, cât de proste pot fi pachetele de 100.000 și de 125.000?
Gândiți-vă că Rare Players Pack în teorie ar trebui să fie mai slab și o da mai bine decât astea. Ok, un Gakpo, o Vrăjală, Otamendi. Mă, cred că a fost vreun jucător pe aici interesant. Nici aici nu pare să fie cineva, așa că îi trimite în sus. Și hai să vedem ce primim din pachetul cu 85x2. Dacă o fi să fie bine sau nu. Hai mă, nene, mă. Măcar aici să-mi dea și mie ceva din promoția Triple Lemne de Foc. Mersi, respect. Modric. Să vedem dacă e double walkout, măcar. Cu trivelă cu alea, nu cred că e double walkout. Nu este double walkout, din păcate. Poate un Walker ceva în spate. Odată are bine nici la pachetul ăsta. Încă un virț. Chiar aveam nevoie de încă un virț. Noroc că pot să-l bag la SBC-uri. Dar per total, după cum vezi, cel mai bine o plăti la 9 win-uri. Ca să vă faceți o idee despre jocul acesta minunat pe care îl jucăm cu cea mai mare plăcere în fiecare weekend. Mergem mai departe. Center back. Cine-o fi oare asta? Nu mai știu cum îl cheamă pe nenia. Aido. Casă. Casă cu piscină. Timber Malasia. Niște contracte, un Hunterike, 8 ball. Ia vezi mă, nene, mă. Ok, Dijaba. Dijaba și un pic că totuși s-ar putea să fie ceva acest al Portoului. Absolut nimic. Am bine, dară. Măcar ceva mai interesant pe fodder, deși am prins doi jucători titulari aici. Mai cădem în astea 3 double. Poate vine milion. Striker, Morata cel mai probabil, ba nu. La Valencia, nu, Villarreal e asta, parcă. Moraes. Not bad. Not bad. Vine Moraes. Philadelphia, Lemne de Foc și cam atât. Deci, cum am zis, și contul acesta a fost detectat de eSport. L-au rezolvat. Iacă mai avem un Rare Player Spec, 83 plus garantat. Hai mă, cu un car special mă trăznilar. Brazilia. CDM. Oh, am uitat cum îl cheamă. Fabinho. E bun. 84. Car un Ferland Mendy ceva în spate. Mai facem și noi niște schimbări. Niakate. Bun informul. Nici n-arată rău cardul ăsta din ce văd. Dai prețul basic la inform. 67 accelerați până pornește ăsta, e plictisit. În spate, absolut nimic. Salpa. Foarte interesante premiile pe aceste conturi minunate. Cred că îl fac și pe al treilea cont. Cine știe, poate după vreo 60 de conturi nimere și unul cu pattern bun. Right back trend. Ok, 87, not bad. Măcar mai strângem niște resurse și poate fac și aici un icon sau un hero. Să vedem. Are cum o fi la preț. Dar per total dezamăgitoare premiile. În ideea în care vezi promoțiile, te gândești, mamă, stai să vezi, mi-am făcut și o echipă pe Foodbin, dacă îmi pică ăla, dacă îmi pică ăla. E dracu, ești nimic. Îți dă nimic peste nimic. Spania, goalkeeper, cine o fi? Ui, Casillas. La Chelsea. Robert Sanchez. A luat locul lui Nenia Kepa. Pe banca de rezerve, bineînțeles. Balogun și alte alea. Până aici arată bine totul. Ia să vedem. Dăm în 83x10 ore. În 80x10. O fi o șansă să dea ceva de aici. Din astea cât i-am? Două. Hai să dăm și un 83x3. Belgia, striker Luka Kacicu. Dacă era portar era bine, că îl puteam băga pe Nenea Curtoa titular. 84 rating. 83x2. A, X3, stai mai rău. Man. Pușca și cura o lată. Drop rate-ul. E bocanc, măi, tot. 83x2, cât i-am? 3? 4. Hai mă, nene, mă. Nici walkout-uri, nici nimic. Iar Spania, dă-le mă în spanac.
Goalkeeper. Cred că e fix 83 ăsta. 84, Alex Remiro. Și doamna Galton. Dar cumva tatuajul pe gât s-a mi s-o părut mie. 80x5. Dar unde-s cardurile speciale, mă? V-am zis. Deci ne uităm la promoții ca ultimii fraieri. Pe Footbin și atât. Dacă stau și adun ambele conturi la un loc, cred că am prins două carduri speciale din toate promoțiile. Dă-le, mă, Spanac. Mai stau și deschid acum și pe două conturi ca Aminalu. Ca să-mi dea dublu nimic. Cu șurub. Bun. Ia să vedem. Hai, cu 80x10. Dacă nici de aici nu dă, asta a fost. Nemți. Center back. Măcar walkout. Nu, cred că e 85 ăsta. 84. Ah, olio. Pachet e pe Inigo Martinez, Lamela și o grămadă de lemnări. Ce drop rate mizerabil la fiecare promoție. Marca EA Sports in a game. Gameplay rahat, pachete rahat. Anul ăsta au reușit să facă totul rahat. Bine ei și porți. 83x3 am. Am mancă unul. Hai să mai dăm unul din ăsta în mijloc. Varașchipi și Palabilia. Ok. Nu mă ajută la mare lucru. Aș putea într-adevăr să-l integrez cu Nenia Osimhen. Acum am zis, nu m-a ajutat la tare mare lucru, o să bag și mai probabil la SBC și slăbuț așa cardul. Poți ceva în spate. Deși oare nu l-am aici pe Barela, nu mai știu dacă mi-a picat aici Barela, că dacă l-am pe Barela aș putea să fac o creație. Să vedem. Acum tot dau un pachet cu gândul că mă pot, îmi dă și un card, un card special, bă măcar acolo unul cât e cât. Să-l punem așa frumos în thumbnail, primul card special. Stai că e walkout, Gundogan, nu viță. 86. Nu este double. Măcar am prins și eu walkout-uri, ceea ce e bine. Dar din păcate nu cine știe ce mare sculă Bob. E neantipul pe acel voinic. Care o da mare bombiță la draft. Draft la care s-a uitat nimeni. Mă întreabă lumea, când faci draft, când faci draft? Nu mai fac niciodată, domnilor, că oricum vă uitați. Hai, Rare Mega Pack 83+, ăsta e ultimul pachet. Brazilia, Center. Chelsea, Urugol 84. Nici din greșeală n-ar fi dat un Varan sau ceva, o să bagă în echipă. În ideea în care, v-am zis, este 15.000 de coins, o să-l cumpăr și mai probabil. Aici nu ținem de coins. Nenea Smoldini, cam atât. O minge interesantă. Inea Gavriș, Itu Borussia Dortmund, facem un ban cinstit pe ăștia măcar. Bun, și-am mai luat niște pachete la sezon, hai să încheiem cu niște walkout-uri puternice să sperăm, 84x3, trebuie să fie walkout, dă-l în spanac. Nemți, Cam, Bayern, cred că e domnișa, opa, double walkout, hai mă nene mă, ceva plan rău, dă-mi un Mbappe mă să fie bine să nu fie rău. Oliu Pajor, Nissan Pajor, ok, foarte tare, două jucătoare din Nemția și Nenea Pietrosu, bine pe fodăr cât de cât, pe cutia mai rău, ia să din celălalt de 84, cam asta a fost, nu știu câte walkout-uri am prins, dar am prins ceva walkout-uri, din păcate nimic notabil și evident, opa, Franța. Franța Cam și Lyon, Magiri, Aur, 84 din 84x2, Aur, și asta, Nenea Maldini, da, foarte interesant, cam asta a fost practic, din nou, niciun jucător special din promoția triple leamne de foc. În ideea în care Nenea Cachere, de exemplu, este preț de discard 14.000 sau 12.000, ceva de genul.
Asta este. Poate data viitoare. Cam asta a fost. Mi-a zis că să și în comentarii cu ce ați primit din promoția Triple Threat sau ce jucători ați primit până acum din promoții. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!